întotdeauna impecabil, întotdeauna la sacou, întotdeauna aranjat. Ce da. Faceți în această toamnă la Pro? Cu ce vii nou, să zicem? În această toamnă la Pro TV facem istorie. Cum ai făcut de fiecare dată, în fiecare sezon, teoretic? Unde? Că ăsta e al doilea în care în fiecare sezon. În fiecare sezon din emisiunile precedente pe care le-ai și prezentat. Se pare că dumneavoastră ați venit nepregătit la serviciu. De fiecare dată se întâmplă asta. De fiecare dată. Dar eu mi-asum. Stai, eu toată școala am trecut cu 5, Cosmine. Cu 5. 5-ul era sfânt. Tu cum ai fost la școală? Băi, să știi că eu am avut... 6? Nu, am avut chiar și 7. Bun! Da, deci da. N-ai fost un elev emine neapărat. E nimeni niciodată. Am înțeles. Genul care prindea foarte repede lucrurile din clasă sau genul ușor tocilar? Genul care prindea lucrurile din clasă, lucrurile care îi conveneau, atât. Adică altceva nu mai prindea nimic, că n-a... Nu, na. Dacă nu, nu. Cosmin, am văzut niște teasere acum când s-a prezentat grila și erau doi oameni care se pupau la tine în emisiune. Da. Cum s-a ajuns în punctul în care oamenii n-ai văzut pupa? Nimic să vezi ce se întâmplă după ce se pupă? O cere de nevastă. Hei, nu pot să spun asta. Am intuit bine, eu zic. Ce crezi că o cere de nevastă? Că îi place de ea. Dacă sunt căsătoriți. A, fac nunta lingurei de lemn sau cum se numește aia. Lingura de lemn ce nu știu, mai de 5 ani sau ceva, de 10 ani, că fiecare, la 5 ani se numește. Cumva la 10 ani se numește cum? Tu ești căsătorit? Nu, și nici nu cred că, cine m-ar lua cu mine? Mă, nu știi niciodată. Se găsește vreo creștină și pentru dumneata. Eu mi-am pierdut speranța. Nu, lasă. Da, băi, e un sezon foarte frumos. E foarte tot. Da, ai avut și sezonul evenimentelor acum în vară. Da. Adică mă gândesc că ai prezentat niște nunți. Măi, să știi că nu m-am prea băgat. Mi-am luat liber vreo o lună și ceva. Am refuzat foarte mult pentru că am vrut să mă opresc un pic și am petrecut mai mult timp cu familia. Mi-am dorit asta. Unde ai fost și plecat? Am fost plecat mult în Maramureș, că îmi fac ceva acolo, am un proiect. Am fost în Grecia 6 zile și încă 6 zile în Grecia. M-am împărțit în două concedii, cum ar veni. Tu la un moment dat ai și prezentat o emisiune în Grecia, dacă nu mă înșel. Da, mai demult. Deci da. Cumva ai work and travel. Cosmin Seliș și asta, cu work and travel. Să știi că asta îmi place foarte mult, work and travel. Dar încă, na, vom vedea. Poate pe viitor mi-aș dori o emisiune care să fie așa, hai hoi. Când ne-am întâlnit noi aici la eveniment, erai supărat că azi noapte fusești la o nuntă, te-ai culcat târziu și ai dat, n-ai luat bani. Păi cum da. E, Cosmine? Că dacă te duci, simpla ta prezență ar trebui să fie apreciată. Păi tu zici așa ceva la televizor? Da. Că am dat și n-am luat? Păi? La plic, nu pui la plic. Și nu-i frumos să dai un sprijin în viață? Păi da, dar dacă vine Cosmin Seleș și la nuntă, te mulțumești că a venit Seleș și la nuntă. Nu și există, hai că astea nuntă. Cosmine, Cosmine. Eu nu fac de astea, nu, hai mă. Eu aș lua microfonul și ai zice, să trăiască Miri, să se pupe și Doamne ajută. Și gata. Hai, nu. Cum să nu dai dar la nuntă, Doamne ferește. Ultima întrebare, Cosmin. Cum e Cosmin tatăl comparativ cu Cosmin profesionistul de la televizor? La fel de jovial sau un pic mai aspru, mai cu nuiaua? Mai aspru un pic. Mai cu reguli. Eu cred că educația copiilor, cel puțin în primii 7, 8, 10, 12 ani, ei au nevoie de reguli. Și când spun reguli, nu mă refer doar la, reguli stricte. Nu. Regulă clară, ne spălăm pe mâini înainte de masă și asta e o regulă. Regulă să ne spălăm pe dinți dimineața și seara. Știi, reguli simple. Regulă ne facem patul. Adică, și cred că de aici începem și cred că fiecare dintre noi, că și eu funcționez după reguli și tu funcționezi după reguli. Da. Fiecare. Și atunci cred că trebuie să le dăm asta la început ca să... Și mama este cea mai îngăduitoare cumva? Nu, noi niciodată nu ne-am contrazis. Deci amândoi nu, dacă în aceeași direcție. Eu hotărăsc ceva și soția mea nu mă contrazice de față cu copiii. Dacă am greșit, îmi spune în privat, că atunci bulversez copilul. Că nu mai înțelege și exact. Și... Exact. Da. No, eu... Să mă apuc de parenting? Ar trebui, da. Nu, trebui. Să fac un te vlog și văd, coach, te văd, coach, te văd, coach de parenting. Seleși. Coach de parenting. Da, te parenting. Pupăm și te respectăm. Cosmin. Mulțumesc și eu, sport. Trebuie. Și să știi că să te căsătorești, stai, nu știu. O să eu nu cred, Cosmine, că... Crede-mă. Nu mai răsuci cuțitul în rană, hai, lasă.